Bună ziua, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Data trecută am vorbit despre felul în care o duce America din punct de vedere economic. Haideți să mergem un pic să aruncăm o privire și în partea cealaltă, să vedem cum o duce Rusia. Nimeni nu-și pune problema, nimeni nu-și pune în cap să invadeze o forță nucleară. De aceea argumentarea invaziei din Ucraina cu faptul că Rusia se simțea vulnerabilă e ceva stupid acolo. Nu atacă nimeni o forță nucleară. Dovadă că nici în această circunstanță în care lumea poate fi de acord cu o intervenție în Rusia, cum a fost la un moment dat intervenția în Irak cu lui Saddam Hussein sau cum a fost intervenția în Iugoslavia lui Milosevic, dovadă că nici acum nu se produce așa ceva, pentru că nu se pune problema să invadezi o țară, o forță nucleară. Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie să fie niciodată purtat, i-a transmis lui Putin în această seară președintele american Joe Biden. Deci nu se pune problema unei intervenții militare acolo în Rusia. Se pune însă problema unei reacții economice și ați văzut că în parcursul acestui an și ceva de când a început nebunia în Ucraina, Occidentul a răspuns din punct de vedere economic. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А трекут у нас и чего де санкционы и де разбой, хайде са ведем, кум а резистат экономия Руси. Din capul locului trebuie să amintim faptul că din moment ce își permite să continue, e clar că nu stă suficient de rău. O altă constatare de la care plecăm este aceea că Rusia nu era cea care reacționa, părea cea al cărei plan se desfășoară. Ceilalți sunt cei care mai degrabă aveau tot felul de reacții pe care le repliau, le revocau, le schimbau în funcție de felul în care se desfășurau lucrurile. Ce în ultimii ani a susținut că trebuie să renunțăm la energia poluantă, Comisia Europeană s-a răzgândit, vrea redeschiderea minelor pentru a scăpa de dependența de gazele rusești. Cam așa au arătat acest an, dacă este să-l simplificăm dramatic. Rusia inaugurează o conductă de 3.000 de kilometri către China, finalizată în pandemie. Știți cât a costat? 55 de miliarde de dolari, aproape cât toată datoria publică a României. Avem un pic mai mult. 55 de miliarde de dolari investiție în acest gazoduct extrem de util în contextul actual. Într-un episod anterior vă prezentam această sincronizare spectaculoasă între inaugurarea conductelor prin Siberia către China și, între ghilimele fie spus, inaugurarea războiului. Ambele sincronizate cu începerea și terminarea pandemiei venite din partea cealaltă, adică din China. Practic se mută o parte din gazul care era livrat în Europa, se mută spre China. Cronologia și sincronizarea relevă un plan. Hai să vedem care era planul acel. Rusia avea 600 de miliarde de dolari în Europa, un fel de war chest, așa, o rezervă considerabilă de valută străină, în ideea în care va fi sancționată, Rusia plănuia cu banii aceștia să cumpere ruble pentru a preveni prăbușirea economică. A ales Europa pentru că părea mai improbabil ca europenii să-i deranjeze în vreun fel. This is time for us for resolve and not for appeasement. Ținând cont de dependența în care stăteau față de Rusia, dar sigur că luau în calcul și așa ceva. Odată invadată Ucraina, aliații au răspuns cu două tipuri de sancțiuni. Sancțiuni financiare și sancțiuni comerciale. We are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies. Acestea în primă fază au îngreunat capacitatea băncii centrale ruse sau băncilor private rusești, mă rog, oligarhilor, să opereze banii. Genul de sancțiuni care au fost dispuse și împotriva Iranului în 2010. Practic, speranța a fost că moneda Rusiei, rubla, se va prăbuși, lucru ce va duce la inflație, ceea ce va duce la o stare de nemulțumire în Rusia și, într-un final, la proteste și punerea sub presiune din interior a conducerii Rusiei. Foreign Secretary Liz Truss says more than 60% of President Putin's war chest. Europa, Japonia, Statele Unite au blocat acest war chest, au blocat activele Rusiei. Asta înseamnă că Rusia nu putea stabiliza rubla. The dollars have run out and what that tells you is that Russians are really frightened for their economy. They're frightened for. Lucru care a dus la o stare de panică și la încercarea tuturor de a scoate bani din băncile rusești.
Asta a dus la căderea rublei cu 40%, lucru care a dus la creșterea inflației, așa cum se spera. Treaba asta a crescut inflația, așa cum se preconiza. Era o perioadă, dacă vă aduceți aminte, în care rușii își luaseră inima în dinți și din când în când mai ieșau în stradă și făcuseră curaj și protestau împotriva războiului. Loviți au fost și oligarhii ruși, că speranța era și în legătură cu ei, că deranjează de situația asta economică în care ajungeau, vor pune și ei la rândul lor presiune pe conducătorii Rusiei. Doar că aceștia erau la rândul lor foarte dependenți de Putin ca să poată să-l conteste în vreun care s-au apucat de așa ceva, au sfârșit până a deveni irelevant sau au sfârșit chiar de tot. Italian authorities in the port of Trieste seized the ship known as Sailing Yacht. Pe care Rusia a impus și la rândul ei niște 3 sanctions Europei. Mă aduceți aminte când a redus drastic livrările de gaze, era o chestiune pe care au mai exersat-o cu un an înainte. Atunci au invocat niște probleme tehnice pe Nord Stream 1 și au redus livrările de gaze, ceea ce a determinat toată tevatura facturilor, dacă vă mai aduceți aminte, la energie în momentul respectiv. Pentru că în înțelepciunea ei Europa ajunsese într-o stare de dependență groaznică față de gazul rusesc, și nu a fost așa ușor să înlocuiască cu gaz din alte părți, ceea ce a determinat în primă fază ca prețul energiei în Europa să crească de 10 ori. На 2,1%. У нас внутри, я уже не говорю про зарубежных экспертов, предрекали падение 10, 15 и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат. Реально. Заработная плата. Снизилась добыча природного газа. Его объем снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действия западной... Asta a dus la creșterea inflației în Europa, ceea ce a dus mai departe la proteste și ajutate sigur și de propaganda rusă, s-a ajuns la situația inversă în care se protesta în Europa împotriva războiului prin ajutarea Ucrainei. Și ce plănuiseră ei pentru Rusia s-a întors cumva dandoasele în unele părți, de exemplu în Cehia. Thousands of Czechs took to the streets in capital Prague on Saturday. Protesters rallied against the government due to high inflation. They also demanded stopping military support to Ukraine. The protest was organized by a new political party called PRO, termed Czechia Against Poverty. Iar pe de altă parte, creșterea prețurilor la gaz a însemnat ca Rusia să câștige și mai mulți bani internaționali, pe care să-i convertească în ruble. Vă aduceți aminte momentul în care au impus ca gazul să fie plătit în ruble și scandalul de la perioada aceea. Și că мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действий западных стран. И в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние 2 года с хорошей прибылью. Și uite așa, rubla a devenit chiar mai puternică decât era la momentul în care a debutat acest război. Sancțiunile acestea economice nu prea au funcționat, dar au funcționat mai bine celelalte. Trade sanctions-urile au funcționat ceva mai bine, sancțiunile comerciale. Rusia s-a bazat pe națiunile aliate pentru chipuri și mașini de înaltă tehnologie pentru a realiza și întreține sisteme de arme avansate. Te-ai fixat, astea au fost targetate de sancțiuni pentru a nu mai ajunge ulterior în Rusia. A fost evident că armata rusă a suferit din cauza asta, a suferit din cauza lipsei de echipament militar. Rusia cumpără milioane de obuze și rachete din Coreea de Nord. E dezvăluirea făcută de jurnaliștii de la The New York Times. Au ajuns să importe din Coreea de Nord, din Iran, au ajuns să importe din tot felul de locuri bizare care erau mai puțin consacrate pe zona asta. Publicația americană citează un raport declasificat al serviciilor de informații din Statele Unite. Conform acestora, Kremlinul nu mai are în momentul de față altă sursă de armament. Aceste lucruri au fost în primă etapă, până când economiile au început să se adapteze la noua situație. Europa și-a redus dependența față de gazul rusesc într-o dinamică admirabilă, într-o dinamică greu anticipabilă. În primul rând, a construit terminale pentru gaze lichefiate, au revenit la cărbuni și au întreținut trecerea asta la renewables. Qatar's energy minister has announced a long-term deal to supply gas to Germany. I-au dat de cap cumva, au scăzut și consumul, s-a trecut peste iarna aceasta, vă aduceți aminte cum. Asta a făcut ca rubla să înceapă iar să scadă și să se poată insista mai departe cu sancțiunile. The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. I will now propose to EU leaders the following. Dar era evitat sectorul petrolului rusesc, ceea ce părea ușor stupid.
un sfert din PIB-ul Rusiei e adus de vânzarea de petrol. Dar cum facem cu petrolul? Gazul rusesc nu a mai fost distribuit în Europa din decizia Rusiei. Ei au decis să nu mai distribuie gaz în Europa și ați văzut cum au mutat către China cumva toată treaba aceasta. Deranjată fiind de celelalte sancțiuni, cele privind incapacitatea de a mai importa lucruri esențiale, cum sunt de exemplu chipurile, rușii au decis să nu mai distribuie gaz în Europa. Dar ce facem cu petrol? Și atunci a trebuit luat gaz din alte parte. La petrol este și mai complicat. Știți când a crescut prețul petrolului la un moment dat? A crescut pentru că organizația aceasta OPEC și OPEC Plus, când se adăuga și Rusia, decisese scăderea producției. Scăderea producției duce la creșterea prețului și vă aduceți aminte momentul acela celebru în care s-a dus Joe Biden și s-a rugat de Mohammed bin Salman, pe care îl făcuse în toate felurile înainte, s-a rugat să crească producția. Creșterea producției a dus la scăderea prețului. Necesitatea de petrol pe piață nu poate scădea. Dacă nu iei petrol din Rusia, Rusia îl va vinde în altă parte. Și atunci cum o facem? Pentru că Rusia este al doilea exportator de petrol din lume. A renunțat la petrol rusesc ar fi ridicat enorm prețurile la combustibil și atunci cum facem? S-a decis că trebuie să scadă veniturile Rusiei, venituri pe care apoi le folosesc în război. Și atunci s-a decis în felul următor, trebuie să scadă veniturile Rusiei pentru că Rusia folosește apoi acele venituri în războiul din Ucraina. Trebuie să scadă veniturile Rusiei, dar nu trebuie să scadă cantitatea de petrol de pe piață. Pentru că dacă scade cantitatea de petrol de pe piață, crește prețul. Ceea ce ne determină pe noi cumva să avem din nou inflație. O inflație care va duce la proteste, va duce numai unul de la capăt. Cele mai puternice 7 economii ale lumii, alături de Australia, au ajuns la un acord pentru plafonarea petrolului rusesc transportat pe mare la 60 de dolari pe baril, după acordul similar la care au ajuns mai devreme cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Atunci, la finalul anului trecut, s-a decis plafonarea prețului petrolului pe care îl vinde Rusia la 60 de dolari barilul. Nu este o plafonare foarte severă, e un pic mai puțin decât vindeau ei de regulă. E o sumă care asigură companiilor rusești doar supraviețuirea. Un minim profit acolo. Această plafonare nu se aplică țărilor din Uniunea Europeană sau din G7. Acolo s-a decis într-un final să se renunțe de tot la petrolul rusesc. Dar se aplică celorlalte țări. Să luăm de exemplu China, care este în echipă cu Rusia. Cum faci să-i stabilești Chinei la ce preț cumpără petrolul din Rusia, dincolo de faptul că până la urmă îi convine și ei să cumpere la un preț redus? This is the price for Russia's and Putin's trail of death and destruction. And I want to make it very clear. Plafonare utilă pentru a menține prețul pe piață la un nivel stabil. Dar cum convingi China până la urmă sau în general alte țări să aplice această sancțiune pe care tu, Occident, o vrei? Cum s-a reușit asta? Cum s-a reușit plafonarea? Cine stabilește cu cât își vinde Rusia petrolul? Petrolul este transportat prin vase. Fiți atenți cum se face. Vasele acestea care transportă petrolul au nevoie de niște asigurări. De regulă, transportul se face prin vase europene. Rușii au obiceiul de a transporta petrolul prin vasele, în special grecești. Toate vasele au nevoie de niște asigurări, chiar și cele din afara Europei. Companiile de asigurări sunt fie europene, fie americane. Și atunci se complică viața Rusiei pentru că nimeni nu-și asumă să transporte petrol fără a avea asigurare. Și iată cum dintr-o dată s-a stabilit această plafonare a fi respectată. Dar plafonarea, vă spuneam, că este una mai degrabă decentă, e aproape de nivelul la care vindeau și înainte rușii. Dar sunt semne că se dorește scăderea la 50 de dolari barilul pentru petrolul rusesc. Celor din OPEC nu prea le place treaba asta, arabilor nu prea le convine toată treaba asta, pentru că mută mai degrabă puterea de la producător la consumator. Dintr-o dată devine un cartel al consumatorului care stabilesc ei care este prețul la care se vinde. Și atunci ce pot să facă cei de la OPEC? Of the Organization of Petroleum's Exporting Countries, known as OPEC, have agreed to the biggest production cuts in over 2 years. Russia and several other oil producing. Ce poate să facă cei de la OPEC, care de regulă operează și împreună cu Rusia? Vă spuneam că se numește OPEC Plus. Se așează și Rusia la masă pentru că este al doilea producător de petrol din lume, exportator de petrol din lume. Ce poate să facă? Păi vă spun eu ce poate să facă, poate să facă ce au mai făcut. Poate să scadă, poate să reducă producția. The price of oil surged over $100 a barrel in hours after Russia launched the attack.
Reducerea producției, ați văzut că duce la creșterea prețurilor, pentru că necesitatea de petrol pe piață este aceeași. Ar putea să scadă producția, obligând în felul acesta prețurile să crească. White House is confronting the spike in gas prices by telling OPEC it must do more to support global production. De aceea s-a și fixat acest plafon mai degrabă decent ca Rusia și OPEC să nu reacționeze foarte drastic. A global price cap will help us accomplish our two goals. The first one is significantly reduce Putin's biggest source of revenue for his war chest. Number two, ensure that oil continues to flow into the market at lower prices and supply meets demand. The impact of our efforts to implement a price cap is already bearing fruit. Reports show that Russia is already offering steep discounts, as much as 30%, and long-term contracts to some countries. This also demonstrates that Russia is planning to continue. Asta este în privința petrolului. O altă problemă pe care Rusia o are este blocajul la nivel de importuri. O soluție de care se folosește ar fi țările prin intermediul cărora se fac tranzacțiile, de exemplu Armenia. Armenia importă mult mai mult decât de obicei, iar schimburile comerciale cu Rusia au crescut cu 50%. Așa arată lucrurile la un an și ceva de la începerea războiului. Cele două tabere încearcă cumva să se sancționeze reciproc. Ну кто начал? To put it simply, кто Russia just announced по that it is carving out a big chunk of Ukraine. Deocamdată economia Rusiei a rezistat. Hai să vedem ce va fi de aici înainte. Like, share, subscribe, ca în țările civilizate.